Salut și bun venit la un nou episod de Minecraft Let's Play pe BarbaNeagra. Rămășilor, ne continuăm aventura. Și în episodul ăsta, cum am zis data trecută, aș vrea să mă ocup de un gard. Pentru că, și deoarece, dar, avem foarte multe de făcut. Acum am amintit că a rămas să facem și podeaua de la subsolul casei moderne. Aici eu vreau să fac un fel de... De fapt nu un fel, ci un mini sătuc în care să punem săteni. Pentru asta va trebui să îngrădim o mare parte din ce avem noi, practic, tot râmul nostru, știi? Pe care, probabil, după aia, dacă e să ne extindem, o să extindem și gardul. Ei bine, am găsit... O să fac repede o sfoară, pentru că îmi trebuie neapărat. Am găsit o... Bine, aveam mai multe idei despre cum să fac gardul, ce-i drept, dar din motive de practicalitate nu o să folosesc decât un singur design. O să vi-l arăt într-un moment, dar pentru început, stai așa unde am pus eu, nu aici, cred că jos sunt niște bucăți de piatră ca să facem niște slaburi, să facem podeaua la casa modernă, dar da, aici nu am atât de mult, am decât 17 stone-uri, mă rog, și celelalte, dar aș vrea să le folosesc. Aoleu, asta nu e bine. Noi nu prea mai avem stone-uri. Holy crap. Bun, hai să mai facem niște cobblestone până una alta. Hai să ardem 3. Hai să ardem 3, că nu o să ne mai trebuiască pietre. Nu o să ne mai trebuiască pietre ivaș. O să pun și aici una. Da, speram să mai am în cuptoarele astea, dar aparent nu mai am deloc. O să facem câte slaburi din astea. Se merită să mergem 30. Hai să mergem, spunem, astea 30 de slaburi. Totodată se mai ard bucățile alea de piatră. Și o să vă arăt și ce design. O să și începem, bineînțeles, construcția la... Ei bine, gard! O să începem construcția la gard. Vreau să fac podeaua asta. Vreau să fac podeaua asta la... casa modernă pentru a face scările astea, știi? Cilindri circulare, așa, nu știu cum se numesc astea. Scări spirală, bănuiesc. De fapt, știi ce? Noi aici avem o problemă, pentru că eu mă gândeam să umplem peretele cu ceva, așa că eu nu am nevoie să pun până în perete, pentru că aici eu voi pune, practic, nu știu, un lemn sau ceva. Adică va veni un perete de ceva, așa că nu trebuie să lipim, practic, podeaua de perete, că oricum voi pune un bloc acolo care, și după aia, logic, slab-ul ăsta nu se va mai vedea. Și da, avem o grămadă. Gata, astea fără 30. Mamă, câte o să intre aici. Holy crap, man. Cred că trebuie să mai pun niște piatră. Eu cred că trebuie să mai pun niște piatră. Știi ce? Hai doar pentru a fi în siguranță mai pun niște piatră, că dacă ard prea multă, nu e nicio problemă, că după aia putem construi absolut orice cu stone bricks-urile și... sau slab-urile. Why the fuck not? Știi ce? Hai să mai punem două. Noi cobblestone-ul o să tot luăm. Aud un individ. Și eu când am intrat... Deci dacă e sus, îl omor. Deci eu când am intrat, am găsit un schelet în casă. Nu știu pe unde a intrat. Am lăsat eu vreo poartă deschisă. Ha! Biaci! Biaci! Cred că intră pe aici. Cred că... Dar n-am cum să cadă de sus. I don't know, man. Am o gaură pe aici de lumină. Deci undeva în toată camera asta mea, sau ori cădea pe aici. Dar nu e, că nu au cum să cadă pe acolo. În toată camera asta mea, pe undeva, e o bucățică mică în care... Nu, și asta pare foarte iluminată. E o bucățică mică în care se spawnează monștri. Problema mea e că nu știu unde. Oi fi uitat eu pe aici ceva? Am uitat eu asta deschisă. Ia stai, și dacă fac așa, nu cred că mai pot sări eventual aici. Hai să punem doar așa deocamdată ceva aici, doar așa să fim oarecum în siguranță. Gata, hai că pe acolo nu mai pot. Asta ar fi singura cale, zic eu, de intrat la... Mamă, ce mișto se vede pe aici, holy shit. Nice. Singura cale prin care ar putea să intre, să se spawneze deasupra, pe acoperiș, după aceea să vină cumva pe aici sau ceva de genul ăsta. În fine, cred că s-a mai ars niște piatră și hai să vă arăt care este designul meu de gard. Hai, mă! What? Eu nu mai am apă aici. What the fuck? Ce m-a stupat eu aici? What? Deci eu aveam aici... Venea unul aici și venea și apă. De ce s-a întâmplat asta? De ce nu mai am eu aici niciunul? Deci eu acolo nu am niciun cactus. Interesant, but why? But why? Stai să iau unul de aici. Căzu? Căzu pe partea asta, bun. Și o să văd. Oricum trebuie să punem și apa, asta e cert. Că așa nu funcționează pur și simplu. O să fac o găleată, că nu mai am găleți. Și ia. Da, nu merge așa pur și simplu. Nu știu ce s-a întâmplat cu cactusul ăla, probabil când am lucrat noi, când am venit pe jos și am... Cred că atunci când am venit pe jos cu tunelul, cumva am stricat, mă gândesc, altă... Nu știu, deci altă posibilitate nu... nu cred că am avut să stric asta. În fine, n-are nimic, oricum, punem niște apă. Dă-te, mă! Ar merge, cred, așa. Aba, nu merge așa. Trebuie să fac o gaură. Păi știa că fac... Unde duce asta? What? Merge așa? Nu merge. What? Ah, uite de ce nu merge. Din cauza asta nu merge. Și acum merge? Ha! A mers! Acum a mers. O să urc cu dirt și logic o distruge. Și o mai punem o dată, nicio problemă. Unde ești? Uite la aici. Bang! Gata. Hai că de data asta a funcționat. Bun, avem astea acum, trebuie să înlocuiesc și eu bărciul ăsta și bum, mai aici, acum pot să arunc și eu iteme și se vor distruge fără niciun fel de problemă. Perfect, bun. Acum, că tot mai iau cu altele, să vă arăt designul meu și anume. Hai să dormim întâi? Hai să vă arăt întâi designul. M-am gândit la mai multe modalități de a face, bineînțeles, gardul, dar noi avem o zonă foarte mare construită, din câte bine știți, și am zis, băi, e mult. Adică aveam multe designuri care aveau materiale ceva mai costisitoare. Erau necesare materiale mai costisitoare pentru a fi realizabil designul. Dar m-am gândit să folosim ori cable. Deci ori cable, ori diorite. Hai să vedem cum arată. Deși diorite nu e atât de ușor de luat în cantități extrem de mari. Și să ne folosim de frunze. O să facem acum două încercări. Eu cred, acum că stau bine să mă gândesc, știi ce? Cred că o să bag și cealaltă cobblestone-uri la ars. Și eventual mai iau dacă mai e nevoie, pentru că am putea să folosim stone bricks-uri. Deci cred că și cu stone bricks-urile arată demențial. O să fac un test acum să vedem ce și cum. Și de pe baza rezultatelor vedem care e cea mai frumoasă opțiune. Luăm și niște stone bricks-uri aici. Muchachos perfectos. Asta mi se pare cea mai ieftină. Deci prima dată avem de așa de cable. Prima dată cable jos, da? Sus, trebuie să fie de două blocuri ca să nu sară nimeni, da? Și dar noi cu cai să putem să sărim. Deci practic asta să fie gardul, da? După care, bineînțeles, mai continuăm pe partea asta și o să venim tot așa, pam, 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 pam. Știi? Și asta să fie gardul. Am putea, de exemplu, să facem și slaburi deasupra și cred că ar arăta și mai bine și am putea face chestia asta. Bun, deci asta e o idee, da? Nu ies afară să fac chestia asta pentru că e noapte și sunt mobi și mi-au pe cocoașe, da? Bun. De aici să distrugem frunzele. De fapt, știi ce? Cred că e mult mai inteligentă ideea de a le lua cu foarfe decât dacă le-aș distruge. Dar unde e foarfeca, mă? Că eu am lăsat-o pe aici. Ha! Cred că am lăsat forfeca în altă parte, nu știu unde. În fine, avem fier aici. Așa că o să mai fac alta. O aveam la mine! Jesus, man! Jesus! Dram! În fine. Bun, o să încercăm și cu diorite. Hai să vedem cum arată cu diorite. Sau să încercăm... Hai să încercăm cu polish diorite. Credeam că ăsta e polișat, dar aparent nu e. Și să încercăm cu, nu știu, câteva. Nu o să le iau pe toate, o să iau doar 20. Hai să vedem cum arată. Deci arată mult mai bine așa, are un look ceva mai modern, știi? Asta e avantajul la diorite. O să le iau pe ăsta de aici din spate. Pac, 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 pac. Și ar fi așa, e un look de ăsta mai de Grecia antică, ceva de genul ăsta, știi? Frunze, mai ales forma asta de frunze și creta asta, cum ar veni, că diorite-ul ăsta cam așa e. Albicios așa, nu sunt sigur că îmi place chestia asta prea mult, nu vreau să se vadă extrem de mult, Dar arată interesant, arată interesant. Trebuie să țineți minte totuși că diorite nu e cel mai ușor de luat, mai ales că nouă ne trebuie în cantități uriașe. Așa. Am noroc cu frunzele astea care se iau foarte ușor și din cauza asta am ales și ideea asta de gard. Acum, dacă folosim stone bricks-uri, și asta e stone bricks, monster egg. A, le-am pe alea un monster egg. A, nu pot să vă arăt acum, stai așa să le arunc astea. Așa să le aruncăm aici, că nu avem nevoie de monster egg-uri. Și hai să luăm câteva. A, putem să facem din astea o grămadă, stai așa. Stai numai o secundă. Nu cabal, unde ești de la aici? Bang! 53. Putem să facem chestia asta. Și anume, pam, 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 pam. Stone bricks-urile arată bine cam pe orice textură. Așa că nu prea ai cum să dai greș cu ele, știi? Și hai să încercăm niște idei frumoase. Deci băgăm la mijloc. Eu cred că așa e cel mai frumos. Da, este cel mai frumos. Dar am putea să mai adăugăm lucruri. Și anume, putem deasupra să facem niște slaburi. Aș putea să fac niște slaburi din lemn, din stone bricks, sau putem să facem din stone. Ia stai. Da, și cum ar arăta asta? Ia stai să vedem un pic. Hua! Doar așa un pic de curios. Să vedem cam cum ar arăta. A? Ăsta da, gard, frate. Deci dacă am face gardul așa și încă ceva pentru o complexitate și mai mare, putem să amestecăm niște vine-uri, să facem mossy stone bricks și ar fi demențial. Nu știu exact, stai așa că n-am mai făcut de alea de mult. Mi se pare că le amestecăm pur și simplu. Ia stai. Da, frățioare, mossy stone bricks. Asta e. Am găsit și rețeta și putem să facem și cracked, ca să arate și știi, ca și cum ar fi de mult și chestii. Deci putem face și asta și adăugăm așa un plus de complexitate gardului și cred că asta e cea mai bună opțiune. O să fie chiar frumos. Nu știu exact cu slab-urile sus, dar oricum parcă încheagă totul. O să-mi iau grămadă de slab-uri, logic, o să ne trebuiască o grămadă de cobblestone, dar e un gard durabil și materialele, deși trebuie prelucrate, adică ne trebuie mult cărbune ca să ardem, să facem stone, în rest de asta sunt cel mai ușor de găsit. Frunzele sunt cel mai ușor de găsit, la fel și piatra. Așa că putem foarte ușor să le facem. Bun, hai să luăm și noi stone-ul de aici, să facem slaburi. Facem frățioare la slaburi aici, de ne spargem. Și până una alta o să dau ce mai am din inventoriu jos. Ce avem aici așa. Pam, pam, diorite-ul. Cu stone-ul le facem treabă. Aici mai punem și pe mossy, că o să avem în curând probabil o grămadă. Cobblestone-ul ăsta o să-l pun din nou aici, pe două rânduri, că o să... Probabil o să mergem la minat în curând, că nu o să ne ajungă. Și cam atâta. Mai avem aici de pus, că de gard nu ne ocupăm acum. Ci mai am podeaua de terminat. Bun! Stai așa. Da, e ok. Stai așa, caut și un așa, crafting table. Și bang! Hai să le luăm pe toate. Avem două stack-uri. Nu. Oricum nu ne ajung două stack-uri. Hai să mai facem. Bang! Avem patru stack-uri și încă două. Hai să vedem. Cam cât ne ajunge asta, nu uitați că afară e noapte, așa că din clipă în clipă mă aștept la niște indivizi pe aici. Se spawnează zei pe undeva, dar cred că acolo din turn venea, oricum e foarte impresionant dacă veneau din turn, adică holy shit, vin de la depărtare, frate. Uite, putem să luăm și de pe aici niște resurse, dar nu o să mă chinui cu chestia asta acum, o să mă concentrez mai mult pe podea, să terminăm, că după aia trebuie să adăugăm pereții și pe aia, bineînțeles, să facem niște subsolul ca să exact cum trebuie. O să facem, o să lucrăm și la mină, vreau să facem o mină ceva mai complexă, dar ceva mai realistică eventual și mai practică totodată, dar nu deocamdată, oricum mai avem până atunci. Avem un plan, am eu cu sătucul ăsta și o să ne ia ceva vreme să-l facem, dar cred eu că o să iasă super bine și o să încercăm să facem niște case interesante în sătuc, știi? Să fie așa o chestie mișto. No! La naiba! Am minat exact unde nu trebuie. Dacă ne mișcăm destul de repede cu slab-urile astea, tot aud zombalei, dar nu știu unde. Ok, văd afară cum că s-a făcut lumina din ce văd în petecul ăla de acolo. Și cred că e unul în casa modernă. Ori e unul în casa modernă, ori e unul în casa veche, ori e unul afară. Deci practic am enumerat toate posibilitățile de Minecraft, este? Deci n-am rezolvat nimic. Oho, mai avem două stack-uri. Ok. Da, cred că trebuie să mai facem, nu știu, nu cred că ne ajunge. Sunt destul de multe care trebuie spuse, plasate pe aici, pe podeaua asta. E bine, totuși că am ales cu stone slab-uri de astea, că altfel dacă aș fi ales eu eventual cu un lemn sau cu ceva, holy shit, mi-ar fi luat o grămadă să-l fac. Hai să îngrădim totuși, să simțim așa că suntem un pic mai aproape și după aia o luăm din mijloc, știi? Astea ne-am pus greșit și o să le iau pentru că nu prea îmi permit acum să le arunc așa. Și uite, și chiar și marginea asta e nenecesară. Așa că o luăm și pe asta. Și pe aia să vedem, a trebuit să mă uit eu să văd de ce lemn dispun cel mai mult și care consider eu că e cel mai ușor de achiziționat. Și cred că lemnul negru, știi? Pentru că... mamă, decât un stack, holy shit, ne mai trebuie vreo 3 stack-uri în afară de asta. Cred că lemnul negru, pentru că... sau de jungle. Opa, stai așa, că am observat ceva. Aici avem o gaură și eu dacă nu o umplu... uite așa, ai o gaură de 2 și se pot spawna mobi acolo. Cred. Așa cred eu. Și cred că lemnul negru e cel mai ușor. Lemnul negru și de jungle. Și cred că am să optez pentru cel cu jungle. Deși în ultimul timp am construit mult cu jungle, pentru că, ei bine, îmi place mult lemnul de jungle, roșiatic ăla așa. Și îmi place și pe textura default cum arată lemnul de jungle. Și din cauza asta l-am folosit foarte mult. Așa că avem practic două opțiuni acum, că stau să mă gândesc. Bun, stone slab-urile astea. Ce noroc am la mine stone și pot să fac mai multe. Două stack-uri, mamă, și nu mai am. Asta nu e bine, asta nu e bine, uite, o să le facem și pe astea. Asta ce e? Cobblestone, ah, ok. Ok. Și o să iau și eu, hai să luăm crafting table-ul ăsta de aici, că nu o să ne mai folosească. Și pe tine, prietene, îmi pune și noi o luminiță aici să evităm spawnarea de invitați nepoftiți la petrecere. Cred că este interesant toată treaba asta. Nu știu exact. Bine, am multe idei ce să punem aici, jos. V-am zis eu că vreau să fie așa un fel de bază autonomă care să conțină mai multe treburi și probabil asta voi face. Dar e un spațiu totuși un dita mai pătrat, un dita mai cubu și trebuie să-l gândim bine, știi? Pentru că odată ce te pui să baci și aia, și aia, și aia, deja nu se mai pare chiar atât de mare. Așa că spațiul să se ducă destul de rapid. Încă una, bang, și gata, nu mai am. mă duc să mai fac și trebuie după aia să mai facem și cabul, eventual să începem gardul. Și da, treabă, multă treabă. Probabil o să iau niște cabul pe offline. Am aici niște cabul, dar trebuie să minez. A, uite, mai aveam un stack, pe ăsta nu-l văzui. Da, stai așa, că mai aveam pe aici. Uite, și pe ăsta, și pe ăsta, și jos nu mai am. Speram să mai am și jos. O să mergem cu ăsta, cred că e de ajuns și o să-l termin. Da, cred că e mult mai mult decât suficient ce avem aici. Ok, și pe aia o să trebuiască să ne ocupăm, bineînțeles, de pereți, dar o să facem o pauză tot așa. Oricum, în episodul următor o să facem gardul, asta e cert. Poate o să-l începem acum, dar în episodul viitor probabil o să-l terminăm. Și probabil o să fie așa o muncă amestecată, știi, cu niște offline, ca să nu vă plictisesc totuși că practic facem același lucru. Și așa o să vă plictisesc acum cu plasarea asta de slab-uri tot timpul, că practic eu doar asta fac acum. Plasez slab-uri. Cam așa, hai că ne apropiem. Ne apropiem. Încă unul. Fuck! Nu mai e. Hai să punem și noi crafting table-ul ăsta, că tot l-am luat. Și jbang! Pac! Oricum ne trebuie slab-uri, așa că nu contează dacă facem mai multe la gard. Deci ne mai trebuie la gard. Așa. Ha! Zăbelea! Trebuie să mai pun nici pe aici, ce-i drept. Dar nu știu exact ce o să fac eu pe aici, știi? Așa că... I don't know, man. Hai să mai punem totuși până terminăm stack-ul ăsta, dacă tot ne-am pornit așa pe el. Și să trebuiască să vin să luminez din nou. Până aici, nu până în margine. Da, până aceea. Pac și pac. O să distrug asta. Da, va trebui să pun câteva torțe după aia ca să nu avem surprize. Și încă una. Bang! Punem o torță aici, încă una aici, o pană, o porțiune de fapt negricioasă, văd și aici și aici chiar. Hai să punem una și aici, parcă mi se pare mie puțin cam întunecat și cam atâta. Ăsta e... ăsta e subsolul. Eu zic e ok, ca și podea eu zic e ok. Acum, na, vedem după aia cu pereți și toate cum o să se îmbine, știi? Hai cu rapid, hai să începem și construcția la Ei bine, gard. Să vedem de unde, oricum trebuie să facem gardul ăsta, o să-l facem peste dealuri și știi, adică să fie foarte inegal așa. Bun, deci îmi trebuie frunze în primul rând. Bang, 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 bang. Multe frunze și am și shears la mine, așa că e ok și din punctul ăsta de vedere. Să mai iau... no, cred că e ok deocamdată. O să mai iau ce pietre mai am pe sus pe aici puse la ars, dacă mai am, bineînțeles. Serios, nu mai am? Ah, ba da, mai am câteva. Pac și pac. Hai să aranjăm și noi puțin inventoriu, că puțin cam urățel. Pe aici o să pun frunzele sus. Așa, lemnul în stânga cu dirt-ul. Pe asta o să pun jos. Stone-ul îl avem aici. Să punem toate bucățile de stone aici. Cable care nu o să-mi trebuiască. Și porțiunea de deasupra de la stone slab-uri. O să le punem aici și practic o să începem cu stone bricks-urile. Perfect, bun, îmi place așa. E ok. O să pun și eu găleata acolo. Și cu restul de stone o să fac stone bricks. Cu toate. Cam atât. Și bineînțeles că va trebui să mai mergem la minat, dar v-am zis, cred că o să fac asta offline, că, na, practic minez e muchos plictisealos, știi? Bun. Dacă noi tot începem, știi ce? Hai să începem de acolo. Dacă noi tot începem în partea asta să construim mini sătucul pentru villageri, o să încep și de aici cu gardul. Așa că hai să ne alegem o porțiune pe care vrem noi. Deci practic o să fie în spatele alea, pe acolo. Deci ar fi ceva de genul ăsta. A? Cam așa până în față. Este? Ia, hai să începem de aici. Și practic o să vină pam, pam. Deci jos oricum o să pun în continuu. Uite așa. Sus. Pac. Aici ăsta va trebui să-l distrug, că se putea urca pe el și pe aia să sară în sus. Să vin și așa, o să mă fac de o grămadă de bucăți de semințe, sămânțe. Semințe! Exact ce urăsc, e cel mai tare. Punem și aici. Aici o să ne urcăm în sus și aici o să umplu jos cu niște dirt. Deci va trebui pe parcurs să și facem un mini terraforming, știi? Uite, așa ca să nu poată să sară ei mobii după aia. Pac și pac, pac și pac. Uite așa, tăticule. Facem un fel de test ăsta. Asta e de început, știi? Vă dați seama că trebuie să îngrădim tot ce e aici. Ok. Aici dacă ne pornim putem avea una și hai să fie o pauză de cât să fie, a? 1, 2, 3, 4 și o punem pe a 5-a. A? Merge așa? Eu cred că merge. Hai. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Și încă 1, 2, 3, 4, 5. Bun. Între, bineînțeles, umplem cu frunze. Bang, bang, bang. Nice. Și bineînțeles o să fac și eu porți, zim, uși din câteva blocuri în câteva blocuri pentru a fi cât mai ușor. O să fac niște teste să văd dacă se poate sări așa. Și se poate sări așa. Dar când voi pune slab-urile alea nu se va mai putea sări. Nu se va mai putea sări. It's ok, man. Uite așa. A! Stai. Ha! Gata. Hai să vedem cum arată. Să umplu și aici. Nice. Eventual în chestiile astea aș putea să-l mențin. Aha! Deci așa arată gardul, dar aș putea să fac și chestia asta. Stai așa. Pac! Cred că arată mai bine cu una ridicată, a? Cred că arată mai bine cu una ridicată. Yep. Looks good, man. E, știi, ca și cum ar fi stâlpii. Hoia! Ah, ok. Unde mai am aici unul? Da. Ho. Așa. Bă, arată destul de bine. Deci, nu știu, mie îmi place. Chiar îmi place. Fac încă una aici și mai avem una aici. O să trebuiască să mă întorc înapoi să le iau pe toate celelalte de pe porțile astea. Uite aici câteva bucăți. Nu prea îmi permit să fac risipă. Uite și pe aici un slab. Yep! Acum hai să ne îndepărtăm și noi puțin să vedem dacă de la depărtare arată frumos. Faptul că avem slaburile acolo, vă dați seama, face și mai grea. What's up, man? What's up, dude? How you doing? How you doing, my man? Băi, eu cred că arată frumos, mă. În mijloc am putea să mai schimbăm, să facem eventual cu niște geam colorat sau astea, dar nu știu dacă vreau, sincer. Prea multă muncă. Cred că așa e mult mai natural. Și arată frumos, zic eu. Nu știu, uite, cred că și aici ar trebui să mai punem unul. Putem să punem așa și să spargem tiparul ăla. Da, merge, merge, îmi place. Îmi place, putem să facem, să punem, bineînțeles, lumini pe sus, bam, 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 multe lumini pe sus și cred că o să păstrez designul ăsta. Eu, nu e cel mai complex, dar nu e nici cel mai simplu, așa că cred că se potrivește perfect cu ce avem noi pe aici. Nice, sunt încântat de asta. Bun, bărboșilor, aici se termină și episodul nostru pe azi. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să vă abonați, și un like este imens apreciat, iar noi ne vedem, bineînțeles, în episodul următor. Salut!